A fost semnat la Ministerul Sănătății un contract de finanțare pentru obiectivul înființare și dotare ambulatoriu în cadrul secției externe a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, situat în orașul Vânju Mare, în valoare de 5,8 milioane de lei. Finanțarea provine din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar 1,8 milioane de lei reprezintă contribuția proprie a Consiliului Județean Mehedinți. În cadrul proiectului se vor achiziționa aparatură și echipamente medicale pentru cabinetele ambulatorii de medicină internă, obstetrică, ginecologie, chirurgie generală și radiologie. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a acordat mereu o atenție deosebită infrastructurii de sănătate. Și asta se vede, deoarece se realizează lucrări de modernizare, reabilitare, dotare și extindere la mai multe unități spitalicești de pe raza județului Mehedinți. În completarea investiției referitoare la spitalul de la Vânju Mare, investiție pe care o face Consiliul Județean Mehedinți, am semnat pe Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 12, un contract de finanțare pe fonduri europene, pentru înființarea și dotarea ambulatorului de la acest spital, astfel că am obținut fonduri europene în valoare de 4 milioane de lei, sumă la care Consiliul Județean își aduce o contribuție proprie de 1 milion de lei și va suporta TVA-ul neeligibil în cuantum de aproape 800 de mii de lei. Deci vom avea o investiție în aparatură medicală la acest spital de la Vânju Mare în valoare de 5 milioane 800 de lei. Prin aparatura medicală pe care o vom achiziționa, intenționăm să dotăm cabinetele din ambulatoriu pentru medicină internă, obstetrică, ginecologie, chirurgie generală și radiologie. Vom avea aparatură medicală nouă, performantă, astfel încât să deservească pe de o parte un număr mare de cetățeni, un număr mare de pacienți din sudul județului Mehedinți și în același timp serviciile medicale să fie de calitate la momentul în care vom reînființa această unitate spitalicească. Investițiile continuă în județul nostru, Mehedințiul fiind un șantier în lucru.